Special de București. Doar ce mi s-a părut mie curios și am văzut că și alți oameni au fost curioși, mi s-a părut că a stat foarte mult în cabina de vot când a votat. Am vorbit cu mai mulți oameni și unii aveau o părere că ar fi încercat să modifice candidații chiar atunci. Îl pună pe Bușoi, unul cu Predoiu, poate că de-aia a stat foarte mult în cabina de vot. Sincer, cu destul respect spun, nu ne interesează lucrul ăsta, nu mă interesează foarte mult atitudinea președintelui Iohannis în legătură cu aceste alegeri locale. Ce fac dumnealor în interior, domnul Iohannis, cu PNL-ul, ce face PNL-ul este până la dumnealor. Dacă vor înțelege acest semnal pe care l-au primit de la aceste alegeri locale, înseamnă că mai au o șansă politică. Dacă nu vor înțelege, înseamnă că își vor continua acest parcurs glorios.